Salutare și bine v-am regăsit la o nouă prezentare. Data aceasta am venit să testăm noul Ford Bronco în România. SUV-ul american a renăscut după aproape 3 decenii. Ford Bronco primește o nouă generație și iată-o chiar aici, în fața noastră, cu noroi, cu praf, așa cum ar trebui să-i stea bine unui off-roader, pentru că noi chiar am folosit această mașină în teren, în cadrul evenimentului organizat de Ford România. Mașina pe care o avem noi aici la test este un model în echipare Outer Banks, mă scuzați. Dar mai există și o versiune Badlands, care cumva este îndreptată mai mult către către capabilități în off-road mai bune, cu anvelope mai mari, mai agresive, cu diferențiale blocabile atât față cât și spate. Mașina asta nu are diferențiale blocabile, are doar reductor. Deci putem merge cu tracțiune integrală în regim de multiplicat. Cât despre design, ați văzut mașina cumva își trage esența designului din originalul Bronco. Vedem asta în partea din față, cu faluri rotunde, cu luminile de zi rotunde și inscripția Bronco mare, grila lată, bara de protecție agresivă și înaltă. Avem o gardă la sol de 23 de cm pe această versiune. Versiunea Badlands are o gardă la sol de 26 de cm. Avem și unghiuri de atac și de decajare bune. Și ce mi-ar fi plăcut la această versiune este să nu existe aceste praguri, pentru ele arată bine, sunt comode pentru facilitează accesul în mașină, dar s-ar putea să pună unele probleme în teren, mai ales dacă vrei să mergi cu mașina în teren accidentat, ceva mai serios, dar pentru acele situații există versiunea Badlands. Sub capota acestei mașini avem un motor V6 de 2,7 litri, care produce 335 de cai putere, este cuplat la o cutie automată cu 10 viteze și, bineînțeles, la un sistem de tracțiune integrală care poate fi selectat, are mai multe moduri de rulare, dar mai multe la interior. Vreau să vă arăt și partea din spate, spațiul pentru pasageri. Avem, de fapt nu avem rame la geamuri și avem o față de ușă destul de simplă, în care spațiile de depozitare sunt reprezentate de aceste plăsuțe și ușile sunt detașabile. Observați că nu avem comutatoare pentru deschiderea și închiderea geamurilor, pentru că ușile sunt detașabile, iar comutatoarele s-au mutat aici, pe consola centrală. Astfel că luăm o cheie pe care ne oferă Ford, desfacem balamalele și plecăm cu ușa și o depozităm în siguranță și putem să ne bucurăm de mai multă natură. Cam acesta este spațiul. În Bronco avem și banchetă tapizată în două nuanțe, cu un albăstrui și acest gri, care, în opinia mea, merg destul de bine. Să luăm loc și la interior, în partea din față, unde avem o față de ușă, din nou, simplă, nu avem comutatoare pentru că, din nou, ușile se pot scoate. Și scaunele electrice au și reglaj lombar, dar nu și pe verticală, e doar pe adâncime. În mașina aceasta vă voi arăta că nu se coboară, se urcă, te urci pe mașină. Și pentru asta avem atât mânerele foarte solide din planșa de bord, cât și șinele laterale. Și haideți să luăm loc la interior. Acolo unde voi da scaunul ceva mai în spate pentru a vedea cât mai mult din planșa de bord. Și punem și contactul. Se trăiește la realitate, la viață. Panoul de bord parțial digital. Îmi place acest vitezometru păstrat în format analogic. Este interesant, adaugă o notă clasică mașinii, un fel de nod to the past. Avem un volan îmbrăcat în piele cu calul, cu
cal un răvaș care lovește cu picioarele, este un bronco, este un, un cal dur, tough, care trebuie să facă lucruri de genul acesta. Și avem butoane îmbrăcate în cauciuc rezistente cu comenzile pentru pilotul automat adaptiv pe stânga și comenzile pentru media și paginările acestui ecran. Pe dreapta avem și sistemul de infotainment Sync 4 de la Ford, conectivitatea Android Auto, Apple CarPlay, se mișcă foarte bine. De asemenea avem și camerele 360 de rezoluție, foarte bună spun eu, foarte folositoare în off-road și vă voi arăta și câteva cadre din experiența noastră în teren accidentat pe parcursul acestui videoclip, pentru că chiar merită văzute și din acest punct de vedere. Ford spune că aceste comenzi pot fi operate și cu mână. Și după cum sunt foarte butocănoase, foarte chunky, foarte ușor de manevrat, avem butoanele pentru volum, pentru media și climatizarea automată pe două zone și un selector solid pentru transmisia automată cu 10 trepte. Putem schimba și printre treptele viteză cu acest selector plus minus. Avem și două suporturi de pahare și aici avem ceea ce vă spuneam, goat modes. Ce înseamnă goat modes? Goes over any terrain. Există mai multe moduri selectabile. Putem vedea cu siguranță și în board dacă avem normal, avem eco, avem sport, avem slippery, mud and ruts and sand. Avem și modul de nisip și ne întoarcem înapoi în modul normal, așa cum vom folosi mașina pe asfalt de cele mai multe ori. Bordul are un design foarte vertical, este o planșă dreaptă, materialele sunt tari, dar trebuie să fie rezistente pentru acest tip de mașină, nu avem pretenții de piele sau altceva, trebuie să fie ușor de curățat, la fel ca și fețele de ușă. Avem încă un mâner aici pentru pasager, la fel spații de depozitare, iar mașina pot spune că chiar și în această versiune, care nu este tocmai cea mai pregătită pentru teren accidentat, se descurcă foarte bine, dar din nou versiunea Badlands va avea diferențiale blocabile față-spate și posibilitatea de a decupla bara stabilizatoare de pe puntea față. Este un off-roader capabil, dar nu este cea mai economică mașină și probabil că clienții nici nu se gândesc la așa ceva. Un consumul mixt pe care l-am înregistrat în off-road și cu mers pe șosea a fost de aproximativ 19-20 de litri per 100 de kilometri, dar din nou este o mașină făcută să fie capabilă, nu neapărat economică. Să mai dăm o tură mașinii la exterior, iar apoi să vorbim și despre prețuri, pentru că ne interesează și acest aspect. În România, Ford Bronco, în echiparea aceasta Outer Banks, costă aproximativ 79.000 de euro. Dacă doriți ceva mai puternic în off-road, ceva cu mai multe capabilități, atunci există versiunea Badlands, care are un preț de aproximativ 84.000 de euro. Dar, din nou, alegerea o face, sau alegerea va fi dată de nevoile dumneavoastră. Dacă vreți ceva mai light, care să preteze mai mult pentru mersul pe șosea și să nu fie și puțin off-roading, chiar ceva mai mult, atunci puteți opta pentru versiunea Outer Banks. Dacă nu și vreți ceva mai hardcore, atunci versiunea Badlands este cu siguranță pentru dumneavoastră.